Femeile liberale din municipiul Giurgiu s-au gândit să organizeze acest seminar în preajma lunii martie, considerată una a femeii. Este vorba despre un eveniment dedicat tuturor fetelor și tuturor femeilor. Evenimentul este organizat de OFL Giurgiu, însă se adresează tuturor persoanelor de sex feminin din municipiul Giurgiu, indiferent de orientările politice. Acțiunea este cu atât mai specială cu cât, în general, din rușine sau din neștiință, tinerele nu merg să afle totul despre sănătatea lor la un specialist în planning familial sau la ginecolog. După cum știm, tinerii de obicei se informează de pe internet, din reviste, însă nu întotdeauna informațiile care ajung la ei sunt și cele corecte. De multe ori din jenă, din prejudecată sau poate din lipsă de timp, să spunem, nu ajung la un cabinet de planning familial, nu ajung la un ginecolog, nu ajung la un psiholog și vrem prin acest eveniment ei să prindă curaj și să-i întrebe pe specialiștii ceea ce vor să afle de la ei. Așadar, joi 20 februarie de la ora 17, tineri interesați de sănătatea lor sunt așteptați la Ateneul Nicolae Bălănescu pentru a sta de vorbă cu 3 specialiști. Vom avea un medic generalist, un medic de la cabinetul de planning familial din Spitalul Județean Giurgiu, este vorba de șeful secției de planning familial, și o doamnă psiholog. Evenimentul se va desfășura sub sloganul Sănătatea feminină e vitală, află totul despre corpul tău.